Noi ne-am întâlnit prima dată pe net. Dânsul mi-a vizitat site-ul, blogul care l-am și cu articole despre acuarelă, ce mi s-a părut mie mai important și ce am avut timp să scriu. După care dânsul m-a contactat, i-am spus că am și o galerie ca să nu rezultat din site și ne-a apropiat dragostea pentru acuarelă. Ați fost la expozițiile mele, aici veți avea ocazia să vedeți un alt mod de expresie în acuarelă. Teme abstracte, dar ce vreau și precis a sesizat este lumina, energia, dacă vreți, energie pozitivă și puterea care o degajă acuarelele cu domnul Mircea Ionescu. I-am mai văzut acuarelele ale dumnealui, dar tot așa pe poze, arată altfel în realitate și într-un spațiu în care să le avantajeze. Eu vreau să-l felicit. Îmi pare bine că a ales galeria Cirus, pentru că vrând nevrând eu să trag zarul mai mult spre acuareliști și aici sunt pictor foarte bun, medieșen, domnul Băcilă, domnul Grigore, care sunt pe ulei. Dar trebuia și un acuarelist, fiindcă unul dintre cei mai buni a plecat dintre noi. Mă gândeam la lui Moanță. Câteva cuvinte de ale artistului. Bună ziua și, în primul rând, mă firesc că doresc să-i mulțumesc domnului Popescu pentru realizarea acestui eveniment. Domnul Popescu, așa cum a spus și dânsul, prin tehnologie ne-am întâlnit și, în fapt, am cunoscut, am auzit de prima oară de galeria în sfârșit de asta, prin intermediul articolului din revista Cultura, care asta pare l-am citit și așa am ajuns, de-am aflat și am urmărit blogul ăsta. Ceea ce am apreciat în mod deosebit și momentul de la care am luat legătura a fost sinceritatea cu care dumneavoastră ați exprimat și scris pe blogul nostru despre acuarela. Deci acuarela care pe mine m-a preocupat și m-a preocupat și acum, dar în care am lucrat aceste lucrări și încă multe altele, în perioada anilor 2006-2009. Deci, 3 ani în care am fost cu adevărat dedicat acestei tehnici, care tehnica, cel puțin în lumea noastră brașoveană, nu pot vorbi numele pictorilor brașoveni, dar este rară. Deci, eu am avut și am o admirație deosebită pentru un pictor acuarelist brașovean care a murit din 1990, domnul Basiu, unul dintre cei mai grozavi artiști brașoveni din punctul meu de vedere și care, din păcate, a rămas atât de necunoscut în istoria, măcar a Brașovului, dar și în eu consider un artist care trebuie să fie cunoscut mai bine în țara noastră. Și lucrări pe care le-am cunoscut târziu, abia în 2004-2005 am ajuns să le cunosc efectiv și să văd o colecție mare de lucrări ale dânsului și mi-a aprins din nou dorința de a lucra în acuarelă. De acolo au început efectiv aceste lucrări, treptat de la formate mai mici până la formatele mai mari, care mi s-au potrivit cel mai bine ca mod de lucru și exprimare. Despre ele eu nu pot să vorbesc efectiv în sine, nu e treaba artistului să vorbească despre ele. Eu le consider în mare parte ca niște peisaje conceptuale, fără să am niciun fel de pretenție asupra termenului care le-au, care practic poate fi utilizat altfel. Sunt mai multe pe niște lucrări abstracte, nu de-aia vă spun termenul de peisaj îl consideră esențial. Niciuna dintre ele, nu, în cele de față, nu sunt cu adevărat abstracte.